Bine v-am regăsit la buletinul de știri Infocapital, iată principalele evenimente ale ediției. Sărbătoare importantă pentru Valea Jiului. Ziua Minerului a fost celebrată ca în fiecare an în Parcul Carol Schröter printr-o depunere de coroane. Scriitorul Marian Boboc a lansat astăzi al cincelea volum intitulat 6 august 1929, Ziua de Sânge de la Lupeni. Evenimentul a avut loc la uzina electrică din Lupeni, la care au luat parte doi dintre parlamentarii Văii Jiului. Caravana filmelor Next poposește în Alba Iulia săptămâna viitoare. Evenimentul cultural se va derula cu sprijinul administrației publice din localitate. Și acum știrile pe larg. Alin Simota rămâne în arest la domiciliu. Propunerea Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism a fost respinsă. Soluția nu este însă una definitivă. Astăzi, la Tribunalul Alba s-a judecat propunerea formulată de DIICOT, Serviciul Teritorial Alba Iulia, de arestare preventivă a unui număr de 3 inculpați, printre care și Alin Simota, acuzați în principal de săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat și instigare la evaziune fiscală. Tribunalul Alba a respins propunerea formulată de DIICOT, Serviciul Teritorial Alba Iulia, privind arestarea preventivă pentru 29 de zile a inculpaților Simota Alin, DG și TI. Tribunalul Alba a dispus față de Alin Simota măsura preventivă a arestului la domiciliu pe o perioadă de 30 de zile și respectarea obligațiilor prevăzute de lege. Instanța i-a atras atenția că în caz de încălcare cu rea credință a măsurii sau a obligațiilor ce îi revin, măsura luată se poate înlocui cu măsura arestării preventive. Tribunalul Alba a dispus față de DG și TI măsura controlului judiciar și respectarea obligațiilor prevăzute de lege. Instanța a atras atenția acestor doi inculpați că în caz de încălcare cu rea credință a măsurii sau a obligațiilor care le revin, măsura luată se poate înlocui cu măsura arestului la domiciliu sau cu măsura arestării preventive. Hotărârea Tribunalului Alba nu este definitivă, ea poate fi contestată în termen de 48 de ore de la comunicare, iar competența de soluționare a contestației revine Curții de Apel Alba Iulia. Astăzi a avut loc o conferință de presă susținută de președintele Partidului Mișcarea Populară Elena Udrea la Sala de Marmură a Primăriei Municipiului Petroșani. Aceasta a discutat despre dezvoltarea turismului în Valea Jiului și crearea de noi locuri de muncă. Înainte de a fi prezentă la întâlnirea cu membrii și simpatizanții partidului pe care îi reprezintă, Elena Udrea, însoțită de mai mulți parlamentari, a luat parte la manifestările prilejuite de Ziua Minerului în localitățile Lupeni, Vulcan și Petroșani. Udrea susține că Valea Jiului are un mare potențial să se dezvolte în domeniul turistic, iar din cauza unui număr mare de șomeri, în special din domeniul mineritului, trebuie găsite soluții pentru ca oamenii să ducă o viață decentă și să nu fie nevoiți să plece în alte localități pentru a găsi un loc de muncă. Valea Jiului se poate dezvolta economic cu alternativa turismului. Dacă mineritul este în impas și s-au pierdut foarte multe locuri de muncă în minerit, mii de locuri de muncă, la 42.000, câte înainte de 89 ori, s-au ajuns acum la sub 10.000. Este evident că trebuie găsită o soluție, o alternativă, iar asta ar putea să fie în turism. Există un potențial natural foarte mare aici pentru pârtii de schi, pentru turismul de iarnă, de munte. Din păcate, nu se înțelege de către actualul guvern. Aceasta dorește să le dea o speranță tuturor cetățenilor, încercând să dea o mână de ajutor și să continue proiectele care nu au fost finalizate, fiind dezamăgită de faptul că actualul guvern este total dezinteresat de soarta acestei zone și de lucrurile frumoase care pot prinde conturi și pot aduce bani la bugetul statului. Aș termina tot ce am început, aș termina domeniul schiabil care unește Vulcanul cu Straja și care se vrea cel mai mare domeniu schiabil din România. Aș sprijini primarii care nu sunt neapărat oameni pricepuți la asta. Cetățenii mai multor localități au afirmat că numai actualul lider PMP a sprijinit comunitățile aflate în impas, iar după ce aceasta nu a mai fost ministrul turismului, nu s-a mai schimbat nimic. Un gorjean încearcă de mai bine de un an și jumătate să intre în audiență la deputatul de Gorj, Victor Ponta. Însă de fiecare dată când vine la biroul parlamentarului, acesta lipsește. Gorjeanul este revoltat, susținând că premierul uită de problemele oamenilor care l-au ales. Gheorghe Popescu a cerut o audiență la deputatul Victor Ponta încă din ianuarie anul trecut, însă nici până astăzi nu a reușit să aibă o întrevedere cu reprezentantul Gorjului în Parlament. De fiecare dată când merge în audiență la deputatul de pe Colegiul 6, consilierii lui Ponta îl anunță că acesta lipsește. Îi promit, în schimb, că va fi sunat atunci când parlamentarul premier va veni la cabinet și va fi disponibil. Așa s-a întâmplat și astăzi. Am fost de mai multe ori cu dorința de a-mi spune anumite doleanțele mele ca simplu cetățean.
Eu știu că domnul e și prim-ministru și are atâtea figurați pus pe cap, dar și ca parlamentar are niște, să zic, obligații. Vă înțeleg și v-am spus în momentul în care va veni, vă contactez. Și aveți idee când o să fie această audiență sau când? Ne anunță dumneavoastră când va ține audiență. Gheorghe Popescu este nemulțumit și îl acuză pe Victor Ponta că se ocupă mai mult de campania electorală, ignorând problemele oamenilor pe care îi reprezintă și care l-au votat. Am depus o cerere de a fi primit în audiență pe 23.1.2013 pentru domnul deputat Ponta Viorel. E dreptul meu ca simplu cetățean să mă adresez aleșilor, așa? Eu înțeleg că dânsul e prim-ministru și are atâtea obligații pe linia aceasta, dar ca deputat consider că trebuie să vină în circunscripția electorală, biroul electoral, ca să discute cu cetățenii. Ce răspuns ați primit de fiecare dată când ați venit în audiență la domnul? Păi, am venit în audiență la acești băieți care lucrează acela în birou. Eu înțeleg că e prim-ministru și are atâtea probleme, dar e și deputat. După mai bine de un an și jumătate de când a depus cererea pentru a fi primit în audiență, Gheorghe Popescu încă mai așteaptă ca premierul să își îndeplinească și obligațiile de deputat. Drumarii care intervin la repararea drumului național care leagă județele Hunedoara și Vâlcea au fost nevoiți să întrerupă lucrul. Asta după ce hoții le-au furat carburantul din utilaje. Incidentul a avut loc în noaptea de marți spre miercuri, hoții profitând de faptul că utilajele nu erau bine păzite. Angajații CNADNR care efectuează reparațiile la drumul Petroșani-Voineasa au descoperit miercuri dimineață că nu-și mai pot porni mașinile și au alertat poliția pe Trila. Polițiștii fac acum cercetări pentru prinderea autorilor. Traficul rutier pe DN7A este întrerupt în zona Jieț pe Trila. Asta din cauza unor alunecări de teren, drumul fiind afectat de viiturile de săptămâna trecută produse pe părul Jieț. Continuăm știrile. O femeie din orașul Petrila a fost găsită aseară căzută pe jos în propria locuință de către pompieri și asta după ce vecinii au sunat la 112, speriați că aceasta nu a mai răspuns la ușă. Pompierii de la detașamentul din localitate au reușit să pătrundă pe geam de la etajul 2 al apartamentului respectiv. Femeia a fost găsită căzută în bucătăria locuinței. Acum aproximativ 30 de minute a fost solicitat spre apelul de 112 să intervenim pe strada Minei, blocul 39. Pentru deblocarea unei persoane rămasă în casă, nu răspundea de mai multă vreme, s-a intervenit prin intrarea pe geam la etajul 2. Persoana respectivă a fost găsită în viață, s-a intervenit cu echipajul de prim ajutor medical de la Smurd. Momentan pacientul este în mașină, urmează să fie transportat la spital. Bătrâna în vârstă de 70 de ani a fost transportată de către echipajul Smurd la spitalul de urgență al municipiului Petroșani. Starea de sănătate a acesteia este stabilă. Un minor în vârstă de 14 ani și o femeie de 35 de ani au fost răniți ușor în urma unor accidente rutiere produse pe raza municipiului Timișoara. Polițiștii au întocmit dosare penale pentru vătămare corporală din culpă. Polițiștii serviciului rutier au fost sesizați despre producerea unui accident rutier pe raza municipiului Timișoara. Aceștia, deplasându-se la fața locului, au stabilit că un tânăr de 24 de ani din localitatea Urseni a condus un autoturism pe strada Stan Vidrighin. La un moment dat, șoferul a accidentat o femeie în vârstă de 35 de ani, care s-a angajat în traversarea drumului pe marcajul pietonal. În cursul aceleiași zile, polițiștii serviciului rutier au fost sesizați despre producerea unui alt accident rutier. Oamenii legii au constatat că un bărbat de 27 de ani din Timișoara a condus un autoturism pe strada Diaconu Coresi. La un moment dat, acesta a accidentat un minor care traversa strada fără să se asigure prin loc nepermis. Pentru a preveni implicarea pietonilor în accidente rutiere, polițiștii timișeni recomandă acestora să traverseze carosabilul doar prin locuri marcate și semnalizate corespunzător, iar șoferilor să acorde atenție sporită în apropierea trecerilor pentru pietoni și implicit să reducă viteza de deplasare. În ambele cazuri, polițiștii au întocmit dosare penale pentru vătămare corporală din culpă. 6 august, plin de emoție. Cea mai importantă sărbătoare a Văii Jiului a fost celebrată în parcul Carol Schröter din municipiul Petroșani, printr-o ceremonie de depunere a coroanelor la statuia minerului.
În fiecare an, la începutul lunii august, Ziua Minerului reprezintă un eveniment cu profunde semnificații în viața tuturor oamenilor care trăiesc în Petroșani și în Valea Jiului. Evenimentul a debutat cu intonarea imnului de stat și a imnului minerilor, în interpretarea fanfarei Asociației Pensionarilor pentru Ajutor de Deces și Ajutor Reciproc din Petroșani. Primarul Tiberiu Acobriții a relatat câteva cuvinte despre însemnătatea acestei zile pentru cei care lucrează în subteran. 6 august, Ziua Minerului, o zi plină de semnificație și, dacă vreți, încărcată de emoție și de speranțe că lucrurile vor merge într-o direcție bună în ceea ce privește mineritul din Valea Jiului. Un omagiu adus celor care și-au pierdut viața în subteranele Văii Jiului și, sigur, un omagiu și un mesaj de compasiune familiilor care au rămas în urma lor și, de asemenea, un mesaj de speranță și un la mulți ani pentru toți cei de astăzi. Totodată, edilul și-a exprimat respectul față de cei care își riscă viața în fiecare zi pentru aurul negru, regretând pierderea sufletelor în accidentele miniere. Pot să-i asigur de tot respectul comunității în general pentru ceea ce ei au făcut și fac în continuare, pentru că meseria de miner presupune multe, multe calități umane care nu cred că mai sunt întâlnite în foarte multe meserii de pe acest pământ, dar din păcate încă prea puțin respectată și apreciată de ceilalți concetățeni ai României în raport cu sacrificiile și greutățile pe care minerii le întâmpină și le-au întâmpinat de-a lungul timpului pentru a scoate acest aur negru la suprafață și a aduce căldură și lumină în casele românilor. La manifestare au participat personalități importante ale Văii Jiului și ale județului Hunedoara, respectiv reprezentanți ai INSEMEX, Complexului Energetic Hunedoara, Societății Naționale de Închideri Mine Valea Jiului, precum și președintele Partidului Mișcarea Populară Elena Udrea. Fiecare delegație a depus o coroană de flori și a ținut un moment de reculegere în fața statuii minerului. Liderii TSD Petroșani au organizat astăzi un eveniment dedicat Zilei Minerului. În cadrul manifestării, șefii de brigadă și de echipă din minerit au fost premiați. Gestul tinerilor social-democrați a fost făcut în semn de respect față de lucrătorii în subteran, care sunt un model în societate. Astăzi, 6 august, ținând seama că este Ziua Minerului, TSD Hunedoara nu putea să lase acest eveniment fără să își lasă și ei o amprentă tinerii social-democrați din județul Hunedoara. Astfel, toate autoritățile publice locale au marcat Ziua Minerului. Noi ne-am gândit să fim puțin diferiți, în sensul că am fost și noi prezenți la evenimentele organizate de autoritățile publice locale, iar noi vrem să premiem astăzi pe continuatorii mineritului. La această manifestare au fost prezenți primarul municipiului Vulcan Gheorghe Ile, președintele PSD Petroșani Ioan Rus, directorul adjunct al Complexului Energetic Hunedoara Nicolae Drăgoi, senatorul PSD de Valea Jiului Cosmin Nicula, dar și președintele Organizației Județene Hunedoara a PSD Laurențiu Nistor. În calitatea mea de miner, rezervist în pensie și de primar, trebuie să felicit în primul rând tineretul și dacă ei s-au găsit primii cei de la PSD, tineretul PSD, să-i felicităm că alții nu s-au găsit. Avem ocazia astăzi să faceți cunoștință dumneavoastră de tineretul social democrat cu adevărații eroi din adânc din Valea Jiului, mineri adevărați, șef de brigadă, care au în spate o responsabilitate, răspund și de alți ortași de lor care desfășoară activitatea în brigăzile lor. Sunt la această masă, în această poziție, la al treilea eveniment de acest gen. Am început cu scriitorii, care este greu să-i convingi că faci ceva pentru ei și respecti. Am început cu rezerviștii, care și ei aveau dubii că suntem chiar loiali așa. Și iată că astăzi nu începem cu altcineva sau nu continuăm cu altcineva decât cu niște oameni deosebiți, oameni pe care îmi permit să le spun astăzi, cu ocazia zilei de 6 august, la mulți ani de Ziua Minerului. Fiecare miner din municipiul Petroșani a fost recompensat cu câte o diplomă și o sticlă de vin personalizată. Tinerii politicieni intenționează să continue organizarea manifestărilor de acest fel și în alte localități.
Astăzi a avut loc comemorarea unui eveniment important la uzina electrică din Lupeni. Cu acest prilej, scriitorul Văijiului, Marian Boboc, a lansat al cincelea volum intitulat 6 august 1929, Ziua de sânge de la Lupeni. La acest eveniment au fost prezenți senatorul Haralambie Vochițoiu și deputatul Cristian Resmeriță. Evenimentul a marcat comemorarea celor 85 de ani de la greva minerilor din 1929, atunci când 22 de mineri au fost uciși în proximitatea clădirii. Acest volum este al cincelea volum dedicat marii tragedii petrecute în urmă cu 85 de ani, chiar aici alăturat la uzina electrică din Lupeni, când au murit 22 de mineri. În această carte am reușit să cuprind dezbaterile parlamentare întâmplate la sfârșitul anului 1929 și 1930. Acest volum a apărut cu sprijinul exclusiv al senatorului de Valea Jiului, Haralambie Vochițoiu, căruia îi mulțumesc pentru întregul sprijin. În primul rând vreau să spun la mulți ani tuturor celor care trudesc sau au trudit în subteranele minelor din Valea Jiului. Și astăzi este un moment important, pe lângă faptul că sărbătorim această zi importantă, eu cred că important că vede lumina tiparului, dezbaterea parlamentară, asta înseamnă cartea pe care autorul Marian Boboc împreună cu mine lansăm astăzi aici. În primele trei volume sunt adunate 27 de relatări despre ceea ce s-a scris în toată presa din România. În volumul al patrulea este elaborată o incursiune în anii 1928 și 1929 despre istoria Văijiului și a Lupeniului. Pe parcursul desfășurării manifestării a avut loc un moment de reculegere în memoria tragediei din 6 august 1929. Deputatul hunedorean din partea PSD, Cristian Resmeriță, i-a apreciat scriitorului Marian Boboc demersurile literare în ceea ce privește viața minerilor din Valea Jiului. Cu bucurie o spun că sunt alături de domnul Boboc, nu știu pentru a câta oară, pentru un astfel de eveniment. Nu pot, domnul Boboc a și spus că suntem prieteni de foarte multă vreme, nu pot să zic decât, dragă Mariane, să-ți dea Dumnezeu să faci în așa fel încât față de mulți alți artiști, scriitori. Această carte relatează despre o vale a Jiului nu neapărat conflictuală, dar relevă felul în care s-a desfășurat greva din 1929 de la Lupeni, precum și dezbaterile parlamentare care au avut loc în același an. Polițiștii arădenii au vânat pe șoferii elevi și pe taximetriști. Echipajele rutiere au fost cu ochii în patru în această dimineață pe una dintre cele mai aglomerate străzi din Arad. Intimidat poate de echipajele de poliție amplasate pe Calea Victoriei din Arad în cadrul unei acțiuni tematice, un șofer a provocat o tamponare ușoară, fugind ulterior de la locul impactului. Astăzi, pe Calea Aurel Vlaicu din municipiul Arad, am acționat cu efective mărite, împreună cu colegii de la Registrul Auto Român, pe linia respectării legalității de către conducătorii auto, în special cei care practică taximetrie și colegi și cei care conduc autoturismele inscripționate cu școala. Acțiuni de acest fel sunt programate pentru întreaga săptămână, iar astăzi a avut loc verificarea autovehiculelor care circulă în regim de taximetrie și a celor care aparțin școlilor auto. Șoferii au primit sancțiuni deoarece autovehiculele nu corespundeau din punct de vedere tehnic și nu aveau toate verificările efectuate. Caravana filmelor Next se oprește în Alba Iulia în zilele de 11 și 12 august la Palatul Principilor din cetatea Alba Carolina pentru două serii de picnic și cinema sub clar de lună. Evenimentul este organizat în parteneriat cu Primăria Municipiului Alba Iulia. Spectatorii vor putea viziona în aer liber o parte dintre cele mai bune scurtmetraje urmărite de-a lungul timpului în sălile de cinema din cadrul festivalului de film Next. Acestea sunt producții naționale și internaționale reunite în două programe speciale. Luni 11 august, începând cu ora 21:30, în Alba Iulia va fi seara filmului scurt românesc la Next Romanian Shorts. Marți 12 august, începând cu aceeași oră, în Palatul Principilor din cetatea Alba Carolina va fi Disco Night. Aceasta va fi o poveste de dragoste care se naște pe ringul de dans în strălucirea și pulsațiile discotecii. Intrarea va fi liberă în ambele serii de proiecție. Urmează știrile din sport. În
În cadrul competiției de vară la fotbal, Cupa Măgura Pui, în weekendul trecut au avut loc alte două partide din cele două, cu un total de 8 echipe. În grupa A, Șerel 1 a învins cu 9-2 echipa din Galați, iar în grupa B, Pui 1, Pui 2, 0-2. Echipele din Fizești, Ponor, Pui 1 și Pui 2 s-au calificat în semifinale. Cei de la echipa de fotbal Universitatea Petroșani au declarat că nu îl vor ceda pe jucătorul Adrian Soare la Hercules Lupeni pentru viitorul sezon. În schimb, studenții au pierdut doi componenți de bază prin plecarea lui Horvat la FC Hunedoara și Arcuș la Arieșul Turda, ambii în Liga a treia. Sportivii de la Asociația San Montan au participat în ultima perioadă la o serie de competiții, remarcându-se cu trei perechi la mixt la ultramaratonul de 90 de kilometri Bucegi 7500. Astfel, pe locul 5 s-a clasat perechea Daniela Vasiloancă și Adrian Diaconu, pe locul 6 Erica Șanta și Marius Budai, iar pe locul 8 Georgeta Manolache și Ion Barna. Echipa de fotbal de Liga a 4-a, Jiul Petroșani, preluată de primăria și Consiliul Local al Municipiului, își va relua pregătirile pe data de 15 august, cu două săptămâni înainte de a începe campionatul. În primele zile se va organiza o selecție la care vor participa jucători din Valea Jiului, dornici să îmbrace tricoul echipei simbol din această zonă. Să urmărim rubrica evoluției cursului valutar, urmată de cursul de schimb al principalelor valute de la casele de schimb din zonă. Banca Națională a României a stabilit pentru mâine 7 august un curs al euro de 4 lei și 44 de bani, al dolarului american de 3 lei și 32 de bani, iar lira sterlină a fost cotată la 5 lei și 60 de bani. La Casa de Schimb Valutar Jiul Exchange SRL din Petroșani, cursul euro este la cumpărare de 4 lei și 36 de bani, iar la vânzare de 4 lei și 43 de bani. Dolarul american se cumpără cu 3 lei și 26 de bani și se vinde cu 3 lei și 31 de bani. În ceea ce privește lira sterlină, la cumpărare este de 5 lei și 50 de bani, iar la vânzare de 5 lei și 60 de bani. Urmează rubrica Meteo. Miercuri vremea va fi în general instabilă, cerul va avea înnorări temporar accentuate și mai ales după amiaza și noaptea vor fi averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului în jumătatea de vest a țării și pe arii restrânse în rest. Izolat, cantitățile de apă vor fi mai însemnate și va cădea grindină. Joi, în jumătatea vestică a țării, precum și în zonele de deal și de munte, instabilitatea atmosferică se va menține accentuată, mai ales în timpul zilei. Vor fi înorări și pe arii relativ extinse, averse, însoțite de descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Izolat, cantitățile de apă vor fi însemnate și vor fi condiții de grindină. În restul teritoriului, vremea va fi călduroasă, iar fenomene specifice instabilității atmosferice se vor semnala cu totul izolat spre seară. Vineri, vremea va rămâne instabilă în jumătatea nord-vestică a țării, precum și în zonele de deal și de munte, unde cu precădere în timpul zilei vor fi înnorări temporar accentuate și pe arii relativ extinse, averse și descărcări electrice. Izolat, cantitățile de apă vor fi însemnate și vor fi condiții de grindină. În restul teritoriului, vremea va fi călduroasă, iar fenomenele specifice instabilității atmosferice își vor face apariția cu totul izolat după amiaza și seara. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în timpul ploilor. Încheiem aici grupajul informativ din această seară. Dacă se întâmplă să fiți martorul unui eveniment, ne puteți da de veste la 073 Capital. Site-ul capitaltv.ro vă stă la dispoziție cu informații din județele Hunedoara, Gorj, Alba, Arad, Timiș și Caraș. Să aveți o seară liniștită!